crezi că s-ar putea întâmpla cu liderii ăștia clasici? O să fie ca dropiile pe cale de dispariție. Traian Băsescu, Ploarmă și Victor Ponta, mai au vreo șansă da, să... Da, ai ajuns Ponta la clasici, deci asta mi se pare genial. Da, da, da. Ponta care e mai mic de 100 decât mine. Era mult mai... Ponta e la clasici. Bun, Tăricianul vedem. E mai vocal, a fost vocal acum decât... O să fie ca Zimbri și ca dropiile. O să fie o specie pe cale de dispariție. Și nu vezi care e modelul de... politician. Da, crezi că mai au vreo șansă să revină oamenii ăștia electoral vorbind? Poate Ponta la un moment dat, mă rog, dacă va fi suficient de stăruitor și dacă nu îl încalță ăștia. Pentru că de bine de rău are vârsta care, mă rog, îi permite. Stai o perioadă în uitare, după aia revii, mă rog, are 40 și o lecuță, da? Îi lasă ce Dumnezeu să-mi așa îi zici și. Tăricianul e de vârstă cu Băsescu și cu Oprescu, dacă nu mă înșel, 65. Da. Când dracu să mai... Care ar fi altfel viitorul? Altfel, Călin Bun, după părerea mea, are cea mai bună prestație politică din toată viața și opera lui publică de până acum. Da. Acum, când a ajuns la greu. Care crezi că e viitorul marilor partide politice în România după alegeri, să spunem, după locale și poate și după generale, să ne gândim așa? Cred că la un moment dat știu să împlinească visul ăla lui Băsescu, să se spargă piața în două, unii de stânga, unii de dreapta și o să mai fie balamaua UDMR-ului cât o să mai existe, că nu știu nici... Pe piața e spartă acum, cred că trebuie să se unească, mai ales pe zona de dreapta. Păi da, păi nu... Păi ce, că pe stânga ai rezolvat cazul, că în afară de PSD nu mai e nimic. Vanghele sigur are visuri erotice cu partidulețului, mă rog. Da. Încearcă și omul și pe dreapta să fie serios, că dacă e unii pe PDL cu PNL, bine, e oriși o performanță deosebită, unesc două partide care împreună o să aibă mai puțin decât avea unul singur. Unul a dat unul la aici, nici măcar. Așa. Și după aia ce? Aia îl Băsescu e o construcție fără viitor, e partid de autor și e partid făcut pentru Udrea inițial și ca să aibă el unde să se retragă. Și cine? Poți să-mi spui un lider marcant al PMP-ului? Pe bun. Și în afară de asta și că nu mai există. ALDE tot așa, e ambiția lui Tăricianu, dar de la liberalilor că poate, da? Are niște nume, a început să-și consolideze niște structuri, da? Deci a ajuns uluitor că Tăricianu este locomotivă electorală. În vremurile în care el a ajuns prim-ministru și tot, el era vagonul din spate, că îi tăra Băsescu pe toți după el și Tăricianu era ăla fără carismă, fără, nu știa lumea pe stradă, nu știu ce. Uite, acum a ajuns Tăricianu să... Vezi la ce bună maturizare asta politică. Da. A ajuns Tăricianu să trăiască partidul după el. Crezi că Dragnea a întărit, fiind și de un rezultat bun la localele astea? Așa se prefigurează, așa spun mulți, că totuși PSD-ul va câștiga, va fi mare câștigător al local. Dragnea ar putea să devină Dragnea Redivivus? Adică să nu se cred. Treacă ușor și peste povestea cu nu cred, condamnarea? Că Dragnea nu are nici carismă. Nu are vână de... Nu că nu are pricepere, pricepere are. Nu are vână de asta de conducător. El este mult prea echilibrat, sigur. În conservarea lui, a partidului, a cui vrei tu, nu e de asta care să facă și gesturi kamikaze și tot. Adică, Dragnea, hai să spunem altfel, Dragnea nu-i Băsescu. Și atunci ce viitor are PSD-ul? Plus că hai să fim serioși. Pe Dragnea îl încalți oricând. Îi mai dai încă una cu suspendare. Asta dacă nu vrei să te bagi în Teldrum și ce Dumnezeu are el în spate și fonduri europene și alte povești de-astea și te duci pe nasoale. Că hai să fim serioși, câți au ras până acum, încă unul, mai ales că Dragnea, totuși a făcut chestii de anvergură, n-a făcut... Te duci pe ce? Pe Bombonica și pe prostite? Păi da, păi și mai dai una cu suspendare pe Bombonica și cu aia altă cu suspendare s-a transformat într-una cu executare, oricare dintre ele și ai rezolvat cazul. Da, corect. Nu? Fără să... Asta dacă nu vrei să-l deranjezi foarte tare din punct de vedere penal pe zona de business. Și atunci cine poate și atunci să vină din urmă? El e oricând la mâna lor. Ce poate să vină din urmă? Eu asta spun, nu că Dragnea n-ar vrea sau n-ar putea. Eu convins că dar e la mâna lor. E vorba dacă... E la mâna lor. Dăm drumul sau nu dăm drumul. Da. Să duce într-o instanță dreaptă, independentă și fără presiuni politice și aia o să spună, mai iau una cu suspendare. Și două cu suspendare nu merg. Nu merg. Istoria ce demonstrată ce are PSD-ul? Ce să facă? Să creeze un lider, nu văd. Să ia unul deja pe existență sau care a fost. Poți să-mi spui vreun lider al PSD așa în general? Nu știu, se presupune că Ponta nu o să mai revină, deci hai să-l scoatem din ecuație. Dâncu nu știu cât se mai identifică cu PSD-ul. Și nu are nicio legătură cu vocația de lider Dâncu. Hai să-ți spun din punctul de vedere al omului care face în fiecare seară emisiune cu mai mulți oameni și care trebuie să-l cheme în principiu de la toate partidele. Deci au ajuns să... Și nu vreau să jignesc pe nimeni. Au ajuns invitați în prime time niște oameni care nu treceau de ora 14 la televizor. Și acum te bați pe ei în prime time. Nu mai există lideri.
cu toată dragostea, cum a spune prietenul nostru, cum un Bogdan Chiria, da. Nema lideri. Uite, mă gândeam că m-ai întrebat și m-ai provat, mă gândeam acum, nu neapărat că paradoxal mi-e și vecin, dar mă gândeam că întărit din povestea asta cu DNA-ul și rămas de școală veche și lider în PSD ar fi Marian Oprișan. Acum nu știu dacă cât, cât mai e dispus. Și lui la alte dosare. Da, el e singurul, sau da. Cel puțin el îmi vine mie în minte, care a înfrânt sistemul după 7 ani sau cât Dumnezeu a fost, a înfrânt sistemul cu... Sau, l-am vins. Sau este singurul pe care sistemul a ales să nu-l omoare încă, dacă vrei să privești și din celălalt unii. Nu, totuși, hai să fim serioși, că discuția asta cu dezincriminarea abuzului în serviciu. Oprișan e președinte la Consiliul Județean de când era mama fată. Dacă ei, prin tragere la sorți, prin ce vrei tu, din mormanul de acte semnate de Oprișan de-a lungul istoriei, din 3 măcar unul găsești să-l identifici cu așa zisul abuz în serviciu de astăzi, care este, știi și tu foarte bine cum e definit. Da, an mulți. Deci dacă vrei cu adevărat poți, era o reclamă când eram noi mici.